inspector. Am constatat că în mediul public, așa, există o dispută vis-a-vis de faptul că s-a făcut și învățământ de la distanță, s-a făcut și învățământ în sălile de clasă. Se pare că rezultatele obținute dovedesc profesionalismul celor care se ocupă de educația copiilor. Știu că dumneavoastră, prin minister și inspectorat, avem și niște programe speciale, școală după școală, spre da, exemplu. Da. Ce puteți să ne spuneți despre acest tocmai că acest program, școală după școală, finanțat din fondurile europene, este un program al guvernului și finanțat, a dat posibilitatea, mai ales, dar în orice domeniu de activitate educațională. Deci acest program s-au înscris și domnii și doamnele, că sunt mai multe, profesori de învățământ primar, și domnii profesori și doamnele profesori, și nu numai de limba și literatura română și matematică, și la celelalte discipline. Deci noi am avut toată deschiderea și guvernul toată deschiderea, numai cadrele didactice să fie doritoare. Pentru că aceste programe sunt aceste grupe unde lucrează, în aceste grupe se lucrează și profesorii, cadrele didactice sunt plătite. Deci vor lua, chiar acum se vor face plățile pentru lunile martie și aprilie, între 1100 și 1200 de lei. Deci sunt niște bani care le compensează efortul depus. Da, pentru că în aceste ore remediale, tocmai asta este, să recuperează și să valorifică materia făcută în online. Este ca un fel de pregătire, dar elevul, beneficiarul acestui program școală după școală, elevul este principalul beneficiar, pentru că face o pregătire gratis în școală. Iar acest program școală după școală se organizează fizic față în față cu cadrele didactice în școală.